Absolut, nu știu. Nu consum, n-am consumat și mi-e și pozitiv. Am desfășurat o acțiune preventivă pentru combaterea consumului de băuturi alcoolice și a substanțelor psihoactive la volan. Cu ocazia acestei acțiuni au fost constatate mai multe contravenții, fiind aplicate amenzi. Totodată a fost depistat un conducător auto, al care se afla sub influența substanțelor psihoactive, mai exact fiind depistat pozitiv la substanța cocaină. Tot în această noapte, un tânăr de 28 de ani din județul Dolj a urcat băut la volan și a făcut accident în satul Țânțaru din Mehedinți. Într-o curbă, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un șanț. În impact s-a rănit și a avariat autoturismul. A uitat că băuse și a sunat la 112, punând în alertă autoritățile. Din fericire, starea lui nu era gravă. În cauză se va întocmi dosar penal pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Totodată, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Drobeta Turnu Severin pentru acordarea de grijă medicale și pentru prelevarea de monstre biologice, întrucât emana halena alcoolică. Polițiștii au aplicat în total 214 sancțiuni în valoare de peste 62.000 de lei. Au reținut 5 permise și au retras 4 certificate de înmatriculare. Și în Argeș, sute de șoferi au fost opriți și testați pentru alcool și droguri, iar alții au fost opriți pentru viteză. Suficient. Zero, da? Aproape 100 de polițiști au fost angrenați în acțiunea de noaptea trecută. 29 de permise de conducere au fost reținute pentru conducerea sub influența alcoolului și viteză excesivă și au fost retrase 18 certificate de înmatriculare.